Da, domnul Blumer a contribuit și dânsul destul de eficient la discuțiile care au fost pe această, în strategia de turism, venind cu propuneri pentru ecoturism, fiindcă dânsul se ocupă de această problemă. Sunt capitole importante, fiindcă, într-adevăr, față de competiția pe care ne asigură celelalte state, noi la ecoturism cred că am stat mai bine și am putea să facem un pas înaintea lor, să putem să avem o atractivitate sporită. Va exista un capitol separat pentru ecoturism. O să stau jos că cred că mai bine decât să stau cu spatele. Mai mult decât o întrebare, mi-am notat aici să nu uit, cred că acum ați avut foarte mare dreptate că industria, cel puțin de incoming, se va confrunta cu foarte multe probleme, pentru că în acest domeniu există și foarte mulți operatori mici. Există ghizi, există blogger și care au realizat până acum un serviciu extraordinar României. Jumătate din succesul unui tur în țară, unui tur cu turiști străini, se datorează ghidului. V-ați gândit, sau aș propune eu, ca în această strategie viitoare cu OMD-ul, cu leadership, cu dezvoltare durabilă, cu green infrastructure, cu tot felul de cuvinte pompoase, să implicați, de exemplu, și ghizi și acești operatori mici în această activitate, care este ocazională în cazul multora. Există mulți ghizi care lucrează în timpul verii, dar în timpul iernii ori sunt profesori, ori nu au un loc de muncă. Adică să faceți această platformă care să poată să-și aducă aportul mai mulți participanți la această piață. De exemplu, o asociație de ghizi poate nu își permite acum, că din câte îmi dau seama din noua lege, ca să poți presta incoming, adică să unești două servicii turistice, să zicem transport și cazare, deja trebuie să te licențiezi ca organizator. Asta înseamnă capital social 25.000 de lei, asta înseamnă o asigurare de minim 1.000 de dolari. Există foarte multe piedici care se pun acum. Și dacă putem să găsim o soluție, să implicăm pe cei care până acum au adus servicii extraordinare României, în primul rând cunoscând o limbă străină, în al doilea rând având această dărnicie și dragoste de țară și care se văd în situația acum de a își diminua sau chiar înceta activitatea. Ați putea să credeți că așa să fac față discuției categorică ne dorim un lucru ăsta. Nu numai că ne dorim. Vreau să vă spun că toți am fost și în alte țări și știm ce înseamnă meseria de ghid. Știm ce înseamnă să mergi 3 ore cu un autocar și ghidul să-ți povestească tot timpul și să spună lucruri extraordinare sau să urce și să spună bună ziua la început și să nu-ți mai spună nimic vreo oră. Deci, România are nevoie extraordinar de mult de ghizi. Fiindcă la noi România nici nu este cunoscută nici măcar de restul agenților, de restul oamenilor care sunt în industrie. Deci ghizii sunt o forță care ar putea să determine reacții favorabile din partea turiștilor pe care contăm în viitor. Dar ce vreau să vă spun în același timp este și faptul că e greu să coagulăm, să tragem lângă noi asociațiile respective. Deci așteptăm din partea dumneavoastră, din partea tuturor, veniți spre noi. Eu, cel puțin, sunt deschis. Adică să nu credeți că... De exemplu, taxa anat e 1.500 de lei. O asociație de ghiz sau un ghid niciodată nu va plăti această taxă pentru a adera la ANAT. Uitați-vă... Dacă puteți să găsim o soluție Vă fac o destăinuire. Cred că ați auzit că ANAT-ul trece printr-o etapă puțin dificilă, dar pe care o să o depășim în etapa următoare. O să o depășim, vă asigur. Eu și știu cei care sunt așa în structurile ANAT sau care sunt apropiate de conducere, mi-am propus o reformare a ANAT-ului. Reformarea înseamnă
să atragem și pe alții din afară și să promovăm pe cei din interior care vin cu alt suflu, cu alte idei, cu altă implicare, cu lucruri care să schimbe status quo care a fost păstrat până acum. Eu sunt gata să vă spun că pentru ghiz mi-asum eu și dacă nu vor accepta ceilalți, tot pe răspunderea mea, voi finanța eu doi ghizi, dar noastră, doi din Asociația Ghizilor să vină să participe la ANAT, deci invitații de către mine, iar dacă nu acceptă ceilalți, eu sponsorizez participarea lor ca și mine. Deci ne dorim foarte mult. O idee foarte bună. Asta și pentru că am auzit acum de la doamna Cristina Tărteață că vor fi foarte multe evenimente și aceste evenimente trebuie organizate cu maxim simț de răspundere, să nu ne facem de râs și ar trebui implicate toate resursele în aceste activități. Da, trebuie să vă spun așa, nu știu cât timp ați alocat, dar cred că e bine să mai avem și la tot. Deci, nu știu dacă știți, dar pentru campionatul european de fotbal, pentru câteva meciuri, patru meciuri care se vor disputa în România în 2020, s-a făcut așa un grup de lucru destul de serios în care sunt implicați toți factorii care ar putea să participe la buna desfășurare, între care suntem și noi, ANAT-ul, implicați. Eu am inițiat chiar din vară niște acțiuni pentru a discuta cu cei de la primărie și a găsi soluții de realizare la nivelul Bucureștiului a unui OND experimental, fiindcă vorbeam despre OND-uri. E o discuție largă pe tema asta și vreau să vă spun că nici industria, adică toți jucătorii din industrie discutând zeci de ore, așa, n-am reușit să găsim așa cele mai bune soluții, dar eu am zis de mai înainte de a găsi soluții doar pe hârtie, trebuie să trecem la practică și să găsim soluții, să vedem cum se poate realiza în practică lucrul ăsta. Bun. Plecând de la ce a spus dumneavoastră, că ghizii sunt cei care pot să contribuie efectiv la o prezentare deosebită a României sau să eșuăm în asta. Am zis, aeroportul trebuie schimbat total, fiindcă aeroportul Gărilă, Gara de Nord, unde efectiv vor trece o mulțime. Avem atâtea de făcut. Noi credem că turismul înseamnă doar să-i aducem cum vor veni în București. Că trebuie, dacă un străin vine în București și vede la Otopeni ce se întâmplă și cum arată Otopeniul, păi e greu să-și mai schimbe impresia în următoarele două zile cât mai stă aici ca să vadă un meci. Deci trebuie să implicăm pe toată lumea în așa maxim ca să putem să ne prezentăm. Și aș vrea să mai semnalez o problemă care doamna Tărteață a considerat un plus, cea cu voucherele. Faptul că s-au lansat aceste vouchere pe piață a dus la creșterea prețurilor la cazare la toate hotelurile, astfel încât la incoming toți turiștii se plâng acum că aceleași prețuri le găsesc în Bulgaria cu all inclusiv, ceea ce la noi găsesc numai cu mic dejun și dacă au norocul să găsească camere. Vedeți, astea sunt reacțiile adverse care se întâmplă la noi. În loc să folosească, aceasta se restrânge negativ asupra activității. Probabil că anul viitor, eu estimez, având în vedere faptul că se vor da, să știe lumea și vor primi încă de la începutul anului, vor putea să le folosească pe tot parcursul anului și să meargă și în prima perioadă de extrasezon, adică nu să se înghesuie toată lumea numai la mare, numai când, într-adevăr, sunt ocupate cu alte tarife, altceva. O să vedem. La mare, peste zona a ajuns și la Voineață, la 200 de trei, ceva ce fără masă.
Da, fiindcă au fost date și foarte târziu, foarte târziu și toată lumea s-a grăbit să le folosească atunci, imediat. Mai avem întrebări, o rugăminte, va juca cât mai eficient, adică scurs și la obiect întrebările, pentru că trebuie să ne încadrăm în timp și nu vreau să vă țin peste pauza de masă. Având în vedere, bună ziua, mă numesc Răzvan Coca, sunt lit independent, nu am legătură cu... Și din câte vremuri vă cunosc de la aeroportul Totei. Și având în vedere experiența... De la Tarom. De la Tarom, da, da, oricum. Ne întâlneam pe traseu. Vreau să vă întreb, având în vedere experiența noastră, m-am lovit de multe ori în scurtele mele vize prin țară cu grupul de turiști, au... se duc, au programul Maramureș. E, de acolo trebuie să-i duci neapărat la Cluj să-i urci în avion. Am aterizat la Satu Mare, mă întrebam pe cei de acolo, zic că e cam gol. Păi ce o cursă pe zi, poate două pe săptămână. Ar trebui vorbit și cu operatorii din industria aviatică să mai dirigeze și spre aeroportul acesta, pentru că facilitând și accesul și crescând potențialul zonei, odată. Și a doua sugestie, vorbim de strategii, de statistici, de... dar uităm furnicile care lucrează, adică mă consider o furnică față de mari tur operatori. Am întâlnit de multe ori, se uită cel care produce, deci agentul de turism și ghidul. Cei de la, să zicem așa, nivelul de bază al turismului în România. Citeam undeva că în câțiva ani o să dispară meseria de... nici nu e meserie, deocamdată considerată, ghid de turism. Înlocuit cu diverse aplicații. Cred că cine a scris n-a avut o... n-a călcat niciodată. Niciodată un program nu o să înlugească un ghid care stă pe lângă bătrânii, ajută, le stabilește meniu, are grijă să nu consume ce nu trebuie, să mai ducă și bagajele din când în când și la sfârșit să, cel care pleacă să-i strângă mâna să fie fericit că a trecut pe România și pleacă cu o impresie bună. Aici aș vrea să ating problema extrasezonului. Fiindcă cei mai mulți ghizi în extrasezon cam nu prea au ce să mai facă. Unii trăiesc din an, sunt PFA-uri, sunt IMM-uri. În, nu știu, în strategiile care se fac la minister, ca să nu folosesc alt cuvânt, se produc de cei care lucrează și care cretesc puțin rul de realitate, realitatea din teren. Ar vrea să știu dacă este un culoar, un program referitor la ghidul de turism, în care să poată să treacă peste iarnă și să iasă cât de cât proaspăt în primăvară. Bine. Da. Prima problemă cu Satu Mare, deci ieri s-a aprobat în ședința de guvern să o investiție în aeroport. Dacă se va face această investiție, probabil că va fi mai atractiv și aeroportul și vor apărea acolo și operatori, deci companii aeriene care să poată să preia din trafic. Doi, nu știu dacă există o strategie, îmi pare rău că vă spun asta, dar eu ne fiind de la minister, nu știu, preocupările, nu le cunosc, noi doar ne apărăm în momentul de față de legislația pe care dânsii vor să ne-o propună. Dar știți când se va rezolva problema cu extrasezonul? Când vom avea cei 10 milioane de turiști străini? Fiindcă dacă noi în continuare facem sezon sau contăm numai pe turismul care e în perioada de vară, în general, nu putem să avem pretenția că asigurăm și ghizilor pentru extrasezon ceva. Din păcate, discutăm cu foarte mulți care lucrează în industrie, în hoteluri în special, toată lumea a fost extraordinar de încântată de acest an 2018, ce grozav a fost. Și eu mereu încerc să le transmit, da, sunteți mulțumiți că a mers bine, că au fost vouchere de vacanță, dar asta nu înseamnă turism cu adevărat. Noi trebuie să facem turism, turism de masă, să aducem, deci, incoming-ul care călătorește nu numai în perioada noastră de sezon, adică călătorește în tot timpul anului, ca să vedem la toate, de lucruri la toată industria pe tot timpul anului.
nu numai temporar. Deci nu cred că există preocupări, poate vă dezamăgesc, dar nu cred că există preocupări pentru această industrie, dar dacă veniți la noi, la ANAT și v-am spus în ce formulă, deci doar să participați activ, să fiți informați, să veniți cu propuneri din partea zonei noastre de activitate, putem noi să le propunem și să le punem în planul de activitate aceste activități pe care nu putem să le neglijăm cumva, fiindcă depinde succesul incoming-ului de pregătire a ghizilor. Mulțumim frumos! Mulțumim, domnule, după optimismul debordant al doamnei secretar de stat,